aflăm într-un loc plin de culoare și anume atelierul de creație vestimentară al Mariei Constantinescu. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Ne bucurăm că ne-ați invitat astăzi aici într-un loc atât de special. Și eu mă bucur că sunteți aici și îmi place să spun, sau nu o spun eu, o spun doamnele mele, este un univers pe care ni-l dorim sau îl visăm dintotdeauna, pentru că a face modă, cred că este o particularitate a feminității, așa că de cele mai multe ori, domnișoarele, doamnele, când vin spun, wow, e ceea ce mi-am dorit să fac eu toată viața. Cum a început această pasiune pentru modă? Pasiunea pentru modă, de fapt, este o pasiune a ceea ce înseamnă artă, pentru că eu sunt absolventă de liceu de artă, de academie de artă și, practic, începând din clasa a șasea, am mers pe drumul acesta. Așa că pașii mei au fost călăuziți încă de mică, de profesori în direcția desenului și a ceea ce înseamnă arta plastică. Și în ultimii ani de facultate, pentru că eu am intrat imediat după Revoluție, specializarea am făcut-o pe modă. Practic, eu am făcut grafic, am făcut pictură, am făcut modelaj, am făcut ceramică și am trecut oarecum prin toate artele. Așa că cumva se leagă, spun eu, sau îmi place să spun, fac pictură pe haine. Sau... Ce reprezintă acul și ața în viața unui designer vestimentar? Oh, este foarte important, este instrumentul. Este de fapt instrumentul prin care, sau cel puțin dacă la un pian există clapele, aici există acul și ața. Nu se poate un specialist, un designer, să nu știe să le folosească. Una dintre primele mele, sau cea mai importantă și prima mea croitoreasă, îmi spunea pe mine, acele mă iubesc și nu mă înțeapă, pentru că le cunosc și ele mă cunosc pe mine. Și același lucru mi se întâmplă și mie de cele mai multe ori și în atelier sunt foarte multe ace pe jos și se întâmplă, doamnele, wow, sunt ace. Nu, ele fac parte din ceea ce noi aici construim, sunt pline de energie și atunci ne ajută să construim hăinuțele într-un fel pe care noi îl simțim și ne-l dorim. Cât timp vă răpește din viața noastră personală această pasiune pentru modă? Ei, dacă un artist zi și noapte creează, gândește, visează și este acolo, cam asta mi se întâmplă și mie, cu excepția momentelor în care sunt alături de copiii mei și mă bucur de ei, mă bucur de universul lor. În general, este universul meu de a fi, de a exista. Câte ore petreceți aici? Cam 8, 10, 12, cam așa. Vreau să-mi spuneți dacă creațiile dumneavoastră au un public target căruia se adresează sau se adresează în mare parte tuturor iubitoarelor de modă. Cred că se adresează tuturor. De ce? Cred că va fi un test acum și în colaborarea pe care o vom face, pentru că îmi place să cred că femeia nu trebuie să-și arate niciodată vârsta. Și atunci, întotdeauna, designerul trebuie să se adapteze și să găsească, vis-a-vis de personalitate, de conformație, formula cea mai potrivită pentru timpul, spațiul în care se poartă piesele și în care noi vrem să ne arătăm așa cum suntem. Și putem să fim în fiecare oră altele, da? De la linie clasică, la linie chic, la linie extravagantă, dacă asta îmi doresc. Și găsesc că toate acestea sunt conturate de tipul de contexturi în general cu care lucrează specialistul, pentru că eu folosesc de la materiale simple, adică de la un bumbac până la dantele, inclusiv dantele manuală. Deci lucrăm de toate. Brodăm, croșetăm, materialele ne sunt piesele noastre de rezistență și ele ne dau întotdeauna tonul a ceea ce trebuie să se compună pentru final. Vă mai amintiți de prima prezentare? Oh, da, sigur că da. A fost în facultate, am avut emoții. Îmi amintesc că mulți dintre noi încercam să devenim și așa a fost, am devenit și manechine, adică trebuia să ne prezentăm hăinuțele pentru că nu aveam bănuți să ne plătim manechinele
și realmente a fost o provocare, întotdeauna este o provocare de altfel. Nu mi-am imaginat, sau cel puțin mulți mă întreabă, eu nu am dorit în facultate să fac modă. În ultimii ani m-am specializat pe modă, vreau să fac pictură, am făcut pictură, îmi place să fac, îmi place să combin culorile și acum combin materialele, combin țesăturile. Adică aici este, de fapt, spectacolul până la urmă în modă, pentru că marii designeri ai lumii nu țin, nu merg numai pe o direcție, folosind numai anumite contexturi sau anumite linii stilistice, din contră, până la urmă, ceea ce înconjoară o femeie este stilul pe care reușești să ți-l conturezi. Din colegii cu care ați fost în facultate, mai există vreun nume cunoscut? Nu. Astăzi? Sigur că da, Matei Corvin, Andreea Matei, Venera Arapu, Elena Perseil, Cireșica Lutinski, Cireșica Cuciuc acum. Deci sunt colegi, sunt designeri buni, foarte buni. Și mă bucur de fiecare dată când aud că au mai făcut câte ceva și găsesc că sunt repere și vor fi repere din ce în ce mai mult, pentru că noi cred că facem parte din generația aceea veche de designeri, adică de oameni școliți în școala românească care se făcea, amintesc și de multe ori spun acest lucru și în clasa unde sunt, unde am această consultanță cu școala de artă, și spun că trebuie de fiecare dată să lucreze foarte mult și să aibă în vedere că important este să intri în starea de lucru, să fii tu și să poți să dai mai mult de fiecare dată printr-un veșmânt, înseamnă de fapt să te șlefuiești pe tine. Să intri în starea de lucru, Brâncuș spunea că este cel mai greu lucru de făcut, așa că pentru un artist important este el acolo cu din universul lui să poată să dea și celorlalți, așa că el trebuie tot timpul să fie acolo. Cât durează să creați o colecție? Ei, depinde foarte mult de piese, depinde de temă, depinde de povestea întregului, pentru că mi s-a întâmplat să fac o colecție și în 2 săptămâni, mi s-a întâmplat să așez accesorii și o recompunere din colecție în timp și mai scurt, și în general trebuie să ai cel puțin o lună, două, pentru că e important ce piese. Una este să lucrezi la o piesă de seară, unde introducem și materiale delicate, speciale, fine, care comportă o manualitate destul de severă. Și una este să faci materiale casual, piese pentru zi. Deși fiecare în parte, în general, la mine se compun, sau cel puțin au un croi destul de riguros, se lucrează fețele și ca și dosul, și îmi place să cred că întotdeauna am în minte, și atunci când compun și fac o colecție, doamnele pentru care lucrez, pentru că chiar se întâmplă asta, nici nu le spun în momentul în care au venit, asta este a mea, pentru că m-am gândit la ea și am compus pentru că am gândit că materialul îi se potrivește, că linia pe care o abordez este nouă. Și, practic, ele, de cele mai multe ori, au o mică colecție în garderoba lor. Vreau să-mi spuneți dacă pentru o colecție aveți nevoie de, pe lângă manechine și materiale, aveți nevoie de o idee mai profundă, să zic. Sigur că da. Designerul, de fapt, este compozitorul. Și atunci ele doar sunt suportul. Suportul pe care vine și se așează creația ta. E foarte important și manechinul cu tot ceea ce este el ca spirit. Și în ultimul timp am lucrat și am prezentat în special pe actrițe. Tocmai pentru că ele, odată cu ele, și haina prinde viață și invers. Ele nu sunt doar umerașe pentru mine. De aceea colecțiile mele au, sau ultimele colecții, au doamne pe care eu le îmbrac. Deci ele prezintă hăinuțele, chiar dacă nu sunt conformații perfecte, nu sunt măsurile ideale, din contră, ele au o personalitate și și-o manifestă ca atare în hăinuțe. Și atunci este frumoasă prin întreg, pentru că eu găsesc că nu există femeie urâtă, fiecare în felul ei își are șarmul și delicatețea ei, și dacă știi să vezi și să pui în evidență ceea ce are mai special și să ascunzi ceea ce nu, atunci cred că ăsta este de fapt rolul designerului, el să vină și să ajute în direcția aceasta a desenării, a reconfigurării corpului uman și a personalității.
Vreau să-mi vorbiți puțin despre propunerea pe care v-a făcut-o Universitatea Hyperion și în care ați dorit să vă implicați, și anume Balul Bobocilor. Este o provocare, de ce? Pentru că, sigur, și băieții mei sunt destul de măricei și atunci tentația este să încerc să pătrund în lumea tinerilor din ce în ce mai mult, sau cel puțin să încerc să-i înțeleg. Și, ba mai mult, vreau să văd și cum înțeleg ei ceea ce fac eu. La ce nivel, să zicem, de energie sau de spirit sunt eu în momentul acesta. Și, ba mai mult, am încercat să mă duc spre această categorie de vârstă. Pentru că este, de altfel, îmi place să cred că doamnele la 40 de ani trebuie să arate de 40 de ani prin veșmânt. Veșmântul trebuie să vină să dea o notă de prospețime, o notă de eleganță, de rafinament. Sigur, împreună spun eu că este acel ceva care ține de educație. Și atunci, cred că împreună cu Universitatea Hyperion, aș vrea să se vadă acest lucru, pentru că hăinuțele mele nu sunt desuete, ba din contră, vin și subliniază la modul cel mai elegant trupul și îl pun în evidență la modul cel mai spectaculos, tineresc. Îmi place să cred că sunt cu multă energie și cu mult entuziasm făcute și purtate și îți transmit asta. Sper să se întâmple și să finalizez colecția pentru Balul Bobocilor așa, cu toate elementele pe care ar trebui să le aibă, să am acel timp să mă așez și accesoriile, să totul să fie punctual și să nu lipsească nimic. Sper să reușesc până atunci. Ați mai participat la vreun astfel de eveniment cu vreo altă universitate? Nu am mai participat. Am avut o colaborare tot cu Hyperion și chiar dintre manechinele mele îi spuneam doamnei directoare că sunt și acum manechinele mele, Iana Bradu, Ionela Vasile, ele au rămas, a fost acea primă impact când la fel alături de Magda Catone mi-au cerut să gândim câteva costume și ele au intrat în prezentarea mea, s-a jucat teatru, a fost totul, de fapt, cam pe atunci a început. Și din ce în ce mai mult am lărgit și apoi am adus și cliente în colecții și chiar mulți îmi spun, da, uite că e bine că nu e la tine la prezentare și la tine cu colecțiile tale, nu este acea formă de rigiditate pe care o întâlnim în colecții, pentru că ne simțim frustrate cumva, suntem complexate, pentru că noi nu arătăm așa. Și atunci aici, de fapt, este moda, face parte din tot ceea ce suntem noi, nu este nimic sofisticat, suntem noi, de fapt. Așa cum înțelegem viața, de fapt, ne manifestăm cu atitudine, cu spirit, așa cum suntem. Haina, de fapt, îmbracă spiritul nostru, asta trebuie să înțelegem. O creație prinde viață pe hârtie. Vreau să îmi prezentați o creație care a prins viață pe hârtie și, într-adevăr, a avut un impact foarte mare la public în ceea ce privește culoare. Da, sigur că da. Totul pleacă de la punct, de la linie și se dezvoltă de aici până ajunge să prindă formă într-un material. Întotdeauna spun că schița este cea care te ajută să faci variante mii de la ceea ce tu, pentru că ideii strec multe prin cap, însă mereu se arată așa, da? Aici sunt câteva așa alb-negru, dar mereu silueta ți-o compui aici, atitudine, mișcare, pentru ce, scopul pe care l-ai, pentru că ele sunt diferite, conformațiile sunt diferite și atunci, de cele mai multe ori ne inspiră poate și un gest pe care îl face o femeie, o atitudine, un cuvânt, foarte important, pentru că poate fi caracteristic pentru ceea ce este ea. Și atunci, chiar dacă vine și îmi spune, uite, aș vrea să mă îmbrac în asta sau îmi place asta și asta, în momentul în care încep să-i argumentezi de ce e bine așa și așa, este clar că înțelege, te ascultă și poate de multe ori ceea ce crede că îi vine bine, nu îi vine bine și abia atunci își dă seama, uite că făceam o greșeală, de aceea aveam eu această neînțelegere, să zicem, sau nu reușeam să îmi compun sau să-mi așez stilul. Și asta spun că e importantă schița, pentru că ea este esențială, îți permite variante pe aceeași temă. Da, faci mai multe variante și este clar că nu
strici 10 materiale, ci în momentul în care ai desenat, sau cel puțin prin schițe, venim și concretizăm o idee, ajungi cu ea la perfecțiune și atunci reușești rapid să o pui în practică. Altfel e mai greu, pentru că îți vin foarte multe idei, ele vin poate concomitent și alegi una dintre ele care nu este bună, pe când așa o ai pe cea mai bună acolo. Și recunosc că mi se întâmplă să nu schițez, pentru că știu, am văzut materialul, știu ce trebuie și formula ideală este aceea. De aceea poate nici nu mai pot să fac a doua rochie din materialul respectiv, tocmai pentru că cred că am găsit formula finală din acel material și parcă nu mai văd o altă atât de la superlativ, să zicem. Cu ce vine nou moda anului 2014? Noul cred că este schimbarea noastră a tuturor din interior. Se întâmplă asta și personalitatea fiecăruia este pusă în evidență. Avem curajul să o facem. Dacă eram mai conservatori, chiar și tineri, acum văd că fiecare și au îndrăzneala să fie ei înșiși. Și chiar prin această redesenare a corpului prin veșmânt, își găsesc artificii, dacă nu le găsesc, încearcă ei și le compun. Am văzut chiar și la fiica mea lucrul acesta, și-a luat o fundiță și și-a pus-o ea, pentru că crede că e mai chic așa. E important lucrul acesta, culorile, materialele sunt spectaculoase, sunt creații fabuloase în contexturi, dacă înainte nu erau, acum sunt, și permit orice, permit orice stil, permit să le abordezi cu ușurință și cred că asta este noutatea, pentru că este o permisivitate între stil și atitudine. V-ați dori ca unul din copiii dumneavoastră să urmeze aceeași carieră? Da, cred că este o lume foarte frumoasă. Deocamdată unul este sportiv și ceilalți doi sunt muzicieni. Nu știu ce se va întâmpla în final. Mulți spun că mulți mari designeri ai lumii de fapt au făcut medicină, au făcut orice altceva și într-un final s-au trezit că vor să facă modă. Este de fapt este o maturitate. A ajunge să faci modă înseamnă un cumul de cunoștințe, un cumul de cultură, dacă vreți, și cred că va fi bine dacă își va defini unul dintre ei personalitatea în direcția asta sau va simți să facă asta. Sunt convinsă că e bine așa, e bine dacă simți să faci un lucru, trebuie să-l faci în viață, nu impus de ceva, sau să m-aș bucura, sincer, pentru că cred că am bucuria că ceea ce eu fac poate fi continuat sau înțeles mai bine, poate se transmite genetic, se transmite dincolo de cuvinte, poate. Dacă ar fi să le dați un sfat celor care vor să fie mereu fashion și în pas cu moda? În primul rând trebuie să fie sincer cu ei înșiși. Apoi ar trebui să fie cultivați sau cel puțin să încerce să nu adapteze moda la ei, să adapteze tendințele la ei, să se adapteze la tendințe, ci din contră personalitatea ta să fie cea care ia din modă ceea ce îl definește. Vreau să vă mulțumesc pentru invitația făcută dumneavoastră astăzi aici și să vă propun să ne mai invitați și altă dată, cu altă ocazie, să vedem o nouă colecție și noi piese vestimentare create de dumneavoastră. Cu mult, mult drag, mult drag, și eu vă mulțumesc.